Deschidem lucrările ședinței ordinare astăzi. Dacă sunt ceva obiecții la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? O să avem un suplimentar la ordinea de zi, pentru că alegerea președintelui, deci supunem la vot, dacă suntem de acord cu suplimentarea ordinei de zi, cine este pentru? Nu, alegerea președintelui s-a omis. Și trebuie, eu astăzi am 3 luni, da, și l-am introdus la ordine de zi. Dar dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordine de zi. Sunteți convocați în ședința ordinară din data de 14.07.2023 cu următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bacău, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și OAT Comuna Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data 30.06.2023, 5 proiecte privind aprobarea tarifului de facturare al SECE Ecosud SA pentru prelucrarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. 6 proiecte privind aprobarea proiectului și achetării aferente proiectului Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice cu una Balcan, s-a schimbat în noastră de 47 diverse. Da, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea. Da. Punctul numărul 1. Vă rugăm frumos să faceți propuneri pentru președinte pe următoarele trei. Da, vin eu cu o propunere. Îl propun pe domnul Lugăreanu Cornel, viitorul președinte. Alte propuneri. Dumneavoastră, domnul Barna. Domnul Barna Ciprian. Mai sunt propuneri. Punem la vot prima propunere. Cine este pentru? Șapte pentru. Opt. Opt pentru. A doua propunere. Deci domnul Gavurianu va fi următoarele prin vot. Punctul numărul 2 în ordine. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comunei Bacău pentru anul 2023. Da, la rectificarea bugetului, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este cu, de acord cu modificarea bugetului? Da. Cine se abține? Trei abțineri și restul pe punctul numărul 2 din ordinea zilei. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului asociare între județul Bacău și OAT Comuna Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2023. Dacă aveți discuții la acest punct. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Toată lumea pentru. Punctul numărul 4. Legea trebuie privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurii atribuirea contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României pe anul 2023-2024-2025. Discuții domnilor consilieri, la marginea acestui punct. Cornușul abții de programă. Foarte bine, să facem. Atunci supunem la vot, dacă nu sunt discuții, este pentru.
toată lumea este pentru. Următorul punct, domnule Vicinț. Proiectul privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020. Discuții pe marginea acestui punct. Nu sunt discuții, cine este pentru atunci? Se abține cineva? Preabține. Proiectul hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SDCE COSUR, este pentru prelucrarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru prelucrarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul privind aprobarea proiectului și anchetele referente proiectului Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârste, Comuna Balcani, Satul Schietul Frumoasă. Vorba de cămin de zi pentru la școala Schietul Frumoasă. Nu mai avem elevi acolo, am mai discutat chestia asta, dacă sunt probleme. Dacă sunt discuții, cămin sau școală? La cămin, la școală. Școală, văzi nici? Da. Văzi că la televizor? Da. Spune-mi la vot dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Hai, atunci dacă sunt discuții, nu plouă, un pic vă rog urmă. Vă rog urmă. Nu râd, dar ce? Da, la ce discuție trebuie să ajungă? Centrul de zi. Centrul de zi, la ce se referă? Adică, nu numai ziua? Tot timpul. Am văzut aici că sunt investiții prin PNRR, am înțeles, da? Da. Și după ce noi facem investițiile, le după dăm... 5 ani de zile, putem transforma și într-un din noapte. Nu. Deci după ce investim primăria Balcani, scoatem la licitații, Da. Ce să scoatem la licitație? Păi scoatem la licitație, să vină o persoană, să... cine administrează? Consiliul Local, adică administrează primăria? Da, primăria. Deci în administrația noastră? Da. La asta vreau să ajung. S-au zis ceva discuții, că cineva vrea să iei, să investească, să-mi spui eu n-am. Nu. Eu cam dacă nu se poate. La licitații vor fi lucrări. Păi eu zic că e un lucru foarte bun. Mai târziu, da, aici e o investiție care trebuie... Da, dacă mai sunt discuții, o problemă bine, da, nu, e foarte. Acolo e, da, care are prioritate, da. Sfac rost de vieme, sfac rost de tabe. Hai să punem la vot, cine este pentru dacă mai sunt. Toată lumea. Următorul punct? Divers. Diverse. Unde la vot? Da, domnul Hârboi. La nu, da, dacă știți despre accidentul ăla care e oferit în tână, tot acolo, la urmă, la Muga. Persoana aia, am înțeles că e austriar. O nevastă româncă e aici. Nu știu cum să procedăm, dar să rectificăm înapoi, pentru că trebuie prin asigurare. Dar asigurarea, cine poate să o ceară, că e de domeniul public. Poliția are procesul verbal, ce-a făcut de acolo. E urât, o să rețetă, o să rețetă, o să rețetă. Poliția era față la locuri. O găsit persoane? Deci, da. Da, s-au găsit. A lăsat asigurarea. Asigurarea, am înțeles, că e la poliție, dar cum pot să procedeze? E urât, n-au oameni și apă, n-au... Ba da, în asigurare. Adică, da, dar cine trebuie să o ceară? Primăria. Primăria. Adică, fântâna omului pe domeniul public. Am înțeles că e fântâna construită din persoane din zona respectivă. Da, respectiv. Da, acum... O repară, atrece material, la asigurare, o să ceară materiale folosite la reparație și îi dă bani. Și deschide un cont în bancă. Nu poate. Dar de ce nu poate? Nu poate persoană privată, deci primăria. Și luați-o. Adică se recuperează primărie. S-a dat declarația acolo, că e fântâna omului, că a fost... Nu trebuie. A fost scandal, nu vreau să dea drumul la mașină, să plece de acolo. Nu au vrut să dea, au fugit. Au anunțat accidentul de plecat. Când a venit să ridice mașina, nu i-a dat voie. Azi ce pricepe a făcut eu. Curba aceea e foarte periculoasă.
Trebuie mai bun că semnul de semn. Nu, dar nu semn, chiar pe asfalt niște de băi metri. Dar să creiem. Eu am mai văzut prin alte zone, la 2 metri. O reparăm, nu, nu e o problemă, dar să vedem. Mai avem un mare lucru. Da, altcineva, domnul Gânda. Ar trebui acolo pus și la un sens și la altul două benzi, cum am văzut în alte fări, două benzi de astea de cauciuc, acolo sigur o să reducă viteza. Dar chiar am văzut, chiar am văzut în unele sate, aproape de școli benzi. Consiliul Județean cere primăria, nu să accidente acolo. Mai sunt decani, în multe părțile să le scoate. Da, dar se mulțesc crucile acolo. Dar sunt benzile astea tot din asfalt, lățimea 2 metri, la distanță de... Da, dronco de nivelă, cum spune. Cum de ajută la viteză? Acolo e problema că nimeni se vede, urma... Băi, domnule, noi venim cu tot felul de probleme, dar tu, eu sau altul, când n-ai vizibilitate, ce faci? Reduci viteză. Ce duci? Se respecte toată lumea legislația. Dar nu știu drumul... Seara atunci când o pot să împart la Frumoasa, cineva de la Pusteala, nu știu, a venit și a intrat pe contrasens, dacă vine cineva atunci, din noroce, și a intrat în gardul ăla nou, care a făcut om acolo, să cad gardul, să cad mașina. Tot nerespectare. Dar cum? Taxiază. A venit ăla cu o viteză. Dar dacă ți-a intrat acolo la, cum spune, la Nicolae, ce-o inigel acolo, în gardurile alea? Da. Bine, astfel, dreptuși. Ar zice și eu câteva cuvinte, referitor la toaletarea rechifle, și am zis și dumneavoastră acolo, pentru că, de exemplu, cam cât găleata de groasă și aproape de linia de curent. Ar trebui și el mai groasă, așa tăiete, cum îți place ușmerg la căsoar, dar poate mai fi și în alte părți. Dar lucrăm la așa ceva, nu am făcut privare frumoase. Cred, acolo sunt chiar groase. Cine lucrăm? Cred și asta, eu am zis să aveți. La pod, la Bolaro, acolo e o răchită pe capul de la deal și părinții l-au zis mulți. Când vei, nu se vede absolut deloc cine intră pe pod și se întâlnesc două mașini mereu. Acolo e o răchită mare. Am patru băieți la primărie, cu ei fac treaba. Dacă ar mai pune și omul mâna un pic să ne ajute, am mai scapat și noi. Așa e. Și dacă vreți să vă aruncați atenția la ce am spus, să trecu la diverse, nu mai repet. Când am cerut cu băncuțe, am văzut că se lucrează, dar nu-i văd pe unde. Nu mă spui și de băcu, că am spus odată. Da. Dacă mai e cineva. Dacă nu, declar închisă ședința ordinară. Vă mulțumim foarte frumos pentru prezență. Să avem un weekend plăcut.